Următorul tablou de groază într-un binecunoscut restaurant din capitală, patronul localului a fost găsit în urmă cu puțin timp fără suflare. O rudă l-a descoperit într-o anexă a restaurantului. Omul de afaceri a devenit cunoscut după ce a pus pe picioare o afacere cu mici care îi aducea în fiecare an un profit de invidiat. Colega mea, Simona Boțog, este în fața restaurantului cu pricina. Simona, ce l-ar fi putut împinge la un asemenea gest? Bun găsit, ar trebui să vă spun mai întâi că bărbatul i-a șocat pe toți apropiații lui, dar și pe angajați cu gestul la care a recurs. De altfel, am stat de vorbă puțin mai devreme cu fratele bărbatului, care ne spunea că unul dintre motivele care ar fi putut să-l facă să recurgă la sinucidere este acela că în urmă cu puțin timp omul a fost diagnosticat cu o boală necruțătoare, mai exact cu ciroză. Cu toate acestea, Ioan Oiță nu dă de asemene că ar vrea să renunțe la viață. Ar trebui să vă spun că trupul lui neînsuflețit a fost descoperit într-o anexă apropiată de localul atât de cunoscut în cartierul Băneasa. La această oră, mai multe echipaje de polițiști sunt la locul faptei și încearcă să strângă probe și informații care să îi ajute să facă lumină în acest caz. Ar mai fi de spus că Ioan Oiță nu a lăsat niciun bilet de adio. Oana? Simona, mulțumesc pentru informații.